Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor, iar astăzi vom completa o fișă de lucru. Culegerea, înregistrarea și prelucrarea datelor referitoare la variațiile factorilor de mediu și vom exemplifica cu temperatura. Ne reamintim faptul că temperatura este un factor fizic important care determină răspândirea organismelor pe glob, dar și apariția unor adaptări la mediu ca rezultat al selecției naturale. Temperatura se măsoară cu termometrul și se exprimă în grade Celsius, grade Fahrenheit sau în Kelvin. Fișa de lucru. 1. Folosind termometrul, măsurați temperatura aerului din oră în oră, în intervalul orar 9-19. Eu am măsurat deja, prin urmare trec la 2, introduceți datele obținute în tabelul de mai jos. Observăm aici în tabel că avem ora și în dreptul fiecăreia dedesubt temperatura. Eu am obținut următoarele valori. La ora 9, 11 grade Celsius și apoi mai departe, iată, 15, 17 grade Celsius, apoi 19, 18, 16 și la ora 19 am obținut o temperatură de 14 grade Celsius. Acestea sunt datele mele, cu ele voi lucra, voi veți putea lucra cu datele voastre. 3. Realizați o diagramă care să evidențieze variația temperaturii pe parcursul zilei. Avem aici diagrama, pe orizontală avem ora și vom trece aici orele la care am efectuat măsurătorile. Iar pe verticală avem temperatura exprimată în grade Celsius. Am analizat tabelul și am observat că variația de temperatură a fost între 11 și 19 grade Celsius. Prin urmare, voi începe cu 11 și voi merge din grad în grad până la 19. Bun. Acum, realizăm diagrama. La ora 9, eu am înregistrat 11 grade Celsius. Iată, vedeți, la 9, 11 grade Celsius. La ora 10, 12. La ora 11, 13. La ora 12, am înregistrat 16 grade Celsius. Să avem grijă să nu greșim. La ora 13, 15 grade Celsius. La ora 14, 14 grade, la 15, 17 grade, la ora 16, 19 grade, apoi la ora 17, 18 grade Celsius, la ora 18, 16 și la ora 19, 14 grade Celsius. Iată diagrama realizată. Patru. Analizând datele din tabel, încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Temperatura indicată în termometru la ora 19 este mai mare decât temperatura indicată la ora 10 cu 2, 3, 4 sau 8 grade Celsius. Ne uităm în tabel, în tabelul meu, la ora 10 am avut
12 grade Celsius, iar la ora 19 eu am înregistrat 14 grade Celsius. Prin urmare, diferența de temperatură va fi de 2 grade Celsius, da? Între temperatura indicată la ora 19 și cea indicată la ora 10 am o diferență de 2 grade Celsius și voi veni și voi încercui litera corespunzătoare răspunsului corect, respectiv A. La o stație meteo, în 24 de ore, se înregistrează următoarele temperaturi. La ora 1, 5 grade Celsius, la ora 7, 7 grade Celsius, la ora 13, 17 grade Celsius și la ora 19, 13 grade Celsius. Noi trebuie să calculăm temperatura medie a zilei. Temperatura medie se obține ca medie aritmetică a temperaturilor înregistrate în intervalul orar. Prin urmare, vom avea 5 plus 7 plus 17 și plus 13 supra 4, pentru că avem 4 valori. 5 plus 7 plus 17 plus 13 va fi 42 supra 4, ceea ce înseamnă 10,5. Iată, temperatura medie a zilei este de 10,5 grade Celsius.